Numele meu nu este important. Unii dintre voi mă cunoașteți, dar cei mai mulți nu. Eu sunt vecinul tău, prietenul tău. Eu sunt oricare dintre voi. Sunt cel îmbrăcat la costum, cel îmbrăcat sport, cel îmbrăcat încă de părinți, cel căruia chiar nu-i pasă cum arată. Constituția mă declară creștin pentru că m-am născut într-o țară creștină. Sunt acel om care încearcă să fie moral, să respecte cel puțin cele 10 porunci. Sunt un credincios, sunt un creștin, dar oare numele mă face creștin? Viața mea de creștin a început de când eram mic. Părinții mei m-au dus la biserică, dar nu pentru că am vrut eu sau îmi plăcea acolo. Pot spune că sunt un creștin adevărat, pentru că merg la biserică în fiecare duminică, de Paști și de Crăciun. Îl iubesc pe Dumnezeu, dar mă văd pe mine iubindu-mă mai mult decât pe El. Îmi propun în fiecare dimineață să citesc din Biblie, dar de cel mai multe ori pun mâna pe ea doar ca să șterg praful. Nici de rugăciune nu am uitat, cel puțin când am nevoie de ceva. Și de cel mai multe ori încerc să-mi conduc viața după Biblie, dar cred că am încălcat toate poruncile din ea. Știu că Dumnezeu există, dar nu-L simt deloc aproape de mine. Cred în Dumnezeu ca toți ceilalți prieteni pe care i-am, dar dacă ar ști adevărul, dacă ar ști ce e în inima mea. Și de fiecare dată când ei îmi cer ajutorul, sar repede să-i ajut, dar le zic, aur și argint nu am, știi că nu am bani, student sau sunt ocupat și doar mă rog pentru voi. Niciodată nu am făcut rău cuiva, nici cu vorba, nici cu fapta. Poate dacă m-a supărat, dar totuși să știți că nu sunt o persoană rea. Am văzut pe alții mult mai răi decât mine. Și dacă cineva mă supără, bineînțeles că îl iert, dar caut primul motiv ca să mă răzbun pe el. Cu toate acestea, fie voia ta, nu a mea, atât timp cât nu interferezi cu mine. Nu-ți fă griji pentru mine. Eu sunt creștin. Creștinul ateu.